Textul narrativ se bazează pe o calitate specifică naturii umane, aceea de a povesti. Așadar, omul este o ființă narrativă, trăiește și cunoaște lumea povestind-o. Și tu povestești membrilor familiei tale, colegilor și prietenilor întâmplări din propria viață sau pe care le-ai auzit sau pe care le-ai citit. Așadar, a povesti este o străveche plăcere universală a oamenilor și face parte din cultura umană, fiind o formă esențială de comunicare și un mod de a înțelege lumea. Prin povestiri s-a transmis experiența umană, dar, mai mult decât atât, povestirile sunt și o formă de creație, o manifestare a imaginației și o modalitate de a exprima sensul vieții atunci când elaborezi propriile tale texte despre lumea în care trăiești. O bună parte din activitatea ta de la școală se bazează pe scris. Cu siguranță ai observat că scrisul contribuie la îmbunătățirea performanțelor tale la orice materie pe care o studiezi. Scrierea unui text narrativ înseamnă însă mult mai mult decât obținerea unor note mai bune. Elaborarea unui text narrativ te ajută să gândești mai clar, să comunici mai bine, să îți antrenezi capacitatea de concentrare, să îți dezvolți creativitatea. Prin scris eliberezi tensiunile nervoase și sufletești, te cunoști mai bine și îți lărgești granițele cunoașterii. Spuneam că ființa umană se definește prin nevoia și plăcerea de a povesti. Deci, textul narrativ presupune capacitatea de a nara, de a povesti. Textele narrative non-literare sau non-ficționale cuprind narațiuni despre evenimente reale, pe când cele ficționale sau literare cuprind narațiuni în care realitatea se îmbină cu imaginația, creându-se o nouă realitate, realitatea ficțională. Scrierea unui text narativ ficțional este precum un laborator de creație. Acolo se află cel care scrie și lumea din imaginația lui. Prin cuvinte, această lume este cuprinsă într-o țesătură magică numită text. Acum știi ce este textul narativ literar. În continuare, te invit să intri într-un laborator de creație, alături de o elevă de vârsta ta care a reușit să scrie un text narativ literar. Ea îți va arăta pas cu pas cum a procedat.